Din nou în direct începe a treia oră de politica zilei. Am rămas cu restanță de pe ora trecută cu concediile astea medicale. Știți care e problema statul român când nu e în stare el să gestioneze o problemă? Și cred că e o problemă cu niște concedii de astea false medicale. Se apucă să le facă pe toți poții. Același lucru ca la evaziune. Nu ești în stare să-l găsești pe evazionist? Toți patronii sunt hoți. Și atunci vii cu taxe noi, vii cu controle suplimentare, suprareglementezi totul și în acte și în toate nebuniile astea ale statului. Nu-i cazul. Pune instituțiile să se ocupe, nu-i alerga pe toți. O să reluăm discuția. Nici nu poți să pui bolnavul de cancer să-ți plătească taxă pe boală și nu poți să spui că suntem toți hoți, că ne luăm concediu medical, auzi că ne doare spatele un pic. Mă, atunci bunica mea cu șalele e greu de la o vârstă încolo. Discutăm ora asta despre cum Ucraina ne spune câte convoaie militare am trimis. Dar noi nu și nu, noi nu vrem să spunem că e politica noastră de stat, să tăcem. Dar vedeți, că de asta mai devreme era Jean Muscă supărat cu Ucraina și sunt mulți alți oameni supărați. Pentru că statul român nu e în stare să comunice nici transparent și nici să ia niște măsuri clare. Și tot ora asta, foarte interesante informații vin din această tragedie de la Dâmbovița, unde un bărbat a fost înjunghiat cu macete de niște interlopi din clanul Fabian. Era vărul Ghenosu. Poliția e în alertă, se pregătește marea răfuială a clanurilor. Discutăm despre toate, începe a treia oră de politica zilei. Au rămas alături de mine în platou Simona Spătaru, senatorul SR, mulțumesc foarte mult. Felix Cosma, PSD, mulțumesc foarte mult. Mi s-a alăturat printr-o legătură telefonică directă Eva Cristescu, medic de familie. Bun găsit, Eva! Bun găsit și ție. Hai că ne facem un obicei, vorbim în fiecare zi. Dar de ce te-am sunat noi? Că ora trecută vorbeam despre concediile medicale, astea multe care se iau pentru strănut, pentru răceală, pentru durerea de spate, ne-a zis domnul Ciolacu. Taxa asta pe boală a colectat luna trecută multe milioane, dar 500.000 de euro de la bolnavii de cancer. Cum se dau? Că ni se spune că, domnule, concediile astea medicale sunt false, stop gaură la bugetul de stat. Am zis să luăm și părerea unui medic. Să știi că eu cred că concediile astea medicale au făcut gaură în bugetul de stat, dar îți spun și de ce. Pentru că am dat concedii medicale fără număr, cu câte 10-14 zile în anii din urmă, și la bolnav, și la contact, și la toată lumea. La COVID? Și, da, în perioada aceea, și toate astea costă. Și trebuie plătite. Oamenii au stat acasă pentru fiecare membru al familiei care s-a îmbolnăvit. Știi că stătea toată familia acasă. Ăștia, astea e, sunt concedii pe care așa a fost legislația în epocă. Ele trebuie plătite. Și da, cred că au făcut gaură la bugetul de stat. Dar s-a schimbat atunci legislația pentru că s-a constatat, cum se constată întotdeauna cu comoditate, că cele mai multe concedii le-au dat medicii de familie. Sigur că ei le-au dat, că doar ei au lucrat în perioada aia și ei au îngrijit pacienții COVID și ei au îngrijit familiile acestora. Și atunci s-a scăzut numărul de zile de concediu medical pe care le poate da medicul de familie. S-a complicat chestiunea asta. Asta s-a întâmplat acum 2 ani de acum. Dar cum se poate face totuși un filtru, Eva Cristescu? Pentru că sunt oameni, sunt pacienții oncologici care au fost puși să plătească această taxă pe boală. Sunt mămicile care au fost puse să plătească. Adică sunt alți pacienți cu alte afecțiuni care au fost puși să plătească versus poate niște șmecheri, inclusiv de la stat, inclusiv de la privat, care poate și iau la mișto aceste concedii medicale și pleacă în Dubai, nu știu. Cred că ar fi trebuit de la început, de când a apărut această reglementare legată de cei 10% care sunt practic o contribuție la asigurările de sănătate, că ne întoarcem cumva la asigurările astea de sănătate, la care tot mai căutăm pe cineva să contribuie, pentru că avem mulți utilizatori și contribuții puține. Deci ăștia 10% să ne înțelegem. Sunt o contribuție la asigurările de sănătate. Și da, cred că ar fi trebuit de la început să fie puși deoparte bolnavii de cancer care au această afecțiune și fac niște tratamente care îi invalidează pe perioada tratamentului și da, trebuie să stea în concediu. Să punem deoparte femeile gravide și lăuzele și pe partea elaltă, sigur că da, să încercăm să limităm statul acasă pentru că trebuie să tai porcul și așa mai departe. Lucruri care... Sau ai de plecat în vacanță. Da, eu repet, cazurile astea le știu mai mult de la stat decât de la privat. Mulțumesc, Eva, mulțumesc. O seară frumoasă. Domnule Cosma, hai să și Simona Spătaru încercăm să concluzionăm și apoi trecem la alte subiecte, mai am și alți invitați.
Domnule Cosma, totuși, hai să vedem, statul român are sau nu are capacitatea să-i găsească pe aia care fraudează domeniul ăsta? Eu înțeleg, sunt mulți, sunt bani mulți, în regulă, să discearnă între bolnavul care are o problemă gravă, bolnavul de cancer, da, și să nu-l pui să plătească. Are statul capacitatea? Lucrează în administrație. Sunt convins că are capacitatea, mai mult decât atare, foarte mare dreptate, doamna doctor, ce a spus și vedeți, venind din partea unui specialist, da, a recunoscut că există carențe și în modul ăsta în care s-a lucrat sau se lucrează în momentul de față. Nu asta e problema de a da vina pe cineva și cu atât mai mult pe medicii care au fost în prima linie și în COVID și peste tot. Exact, nu se pune problema. Există și o să rămâneți mirată, poate mai mult există la stat metode de control decât ați găsi în privat. Pentru că sub o formă sau alta la stat ai mai multe pârghii să controlezi ceea ce îți face funcționarul, contractualul, angajatul din instituție. Dacă ești un manager care vrei să faci acest lucru. Importantă precizare. Da, trebuie să vă precizez și asta. Doamna aia de la DSP, dar nu vreau să zic, e sigur în vestul țării, dar nu mai știu care în județe și nu vreau să jignesc pe cineva. Nu, doamna aia s-a dus câteva luni, era la limita legii, trebuia băgată în comisie acolo la ea, la DSP, da? De astea vorbim. Și ea fusese în vacanță într-o perioadă când era în concediu. Simona. Concediile medicale false trebuie oprită prin taxare. Așa au spus ei acum. Da. Nu, prin controle. Nu poți să vii ca soluție cu taxă pe boală dacă tu, guvern, nu-ți faci treaba la oricare minister îți propui să faci aceste controle. Nu-ți propui să faci control, taxezi pe toată lumea. Asta înseamnă că și oamenii bolnavi de cancer și femeile lăuze și mamele însărcinate, iată, au plătit foarte mult gras la buget în ianuarie. În buzunarul lui Ciolacu au băgat 10 milioane de euro, doamna, pentru că domnul Ciolacu a refuzat o lună, absolut, o lună de zile au preferat să ia acești bani în loc să dea o ordonanță instantaneu în ianuarie. Domnul Felix Cozol, dacă vedeam că dă ordonanța, spuneam că este o greșeală, o eroare și se trecea mai departe. Da, și au preferat și o lună și jumătate este. Să încaseze și bani. Și credeți-mă, sunt o persoană care a avut un bolnav de cancer banii. În familie, știu ce înseamnă acest lucru, care a decedat. Deci trebuia cu atâta mai mult discuția, credeți-mă că o înțeleg foarte bine, dar haideți să nu ducem discuția într-un alt palier. Nu a băgat nimeni banii nicăieri în buzunar la cineva. Că este o greșeală plecată de la finanțe. S-a perpetuat și s-a aprobat, o putem accepta. Este foarte important să reglezi. Da, dar știți de ce nu înțeleg eu? Cum puteți să dați ordonanță într-o zi? Și ca să refaceți mizeria prin ordonanță, o luați în Parlament, păi unde durează o viață. Dacă era ordonanță, se reclamă mai repede. Noi stăm de un proiect, de un act normativ care a fost inițiat ca și lege, nu de doamna senator, bine spun, înseamnă, în Parlament. E vorba de altă procedură. Înseamnă bani. Stai un pic, taxa pe boală a fost introdusă prin ordonanța de Noles. Păi asta încerc să spun, oameni buni, dacă a fost în ordonanță, de ce dacă nu scoatem până ordonanță? De ce au până în 31 decembrie să facă la Ploiești, mă rog, pe la Ploiești nu e bine. Și atâta. Și Ciolacu a știut, a avut cifrele. Anul trecut, când a vorbit prima dată de concedii medicale false, atunci, de fapt, de la Casa de Asigurări de Sănătate a avut cifrele că cele mai multe concedii în România anul trecut sunt pentru boli foarte grave, bolile de cancer. De unde aveți deci, să știe situația? Domnul Ciolacu, păi era bol, prim-ministru. Păi atunci să-i dea afară și pe bolă și pe rapina era dacă nu i-au spus. Era o discuție generală nu, legată de faptul că avem și cu vreo milion Negrea. Și mai multe. Nu că, nu că sunt bună seara, Stelian Negrea de la Newsweek. Mulțumesc foarte mult că ești aici. Bună seara. Mai schimbăm și registru un pic. Uite, ne spun ucrainenii o chestie foarte interesantă, că noi de toate doamne, cu ce ajutăm noi, de ce nu zicem? Ucrainenii vin și ne zic cu ce ajutăm, ci că am trimis vreo 15-16 convoaie militare Ucrainei și, sigur, știm deja că îi ajutăm cu piloții ăștia militari pe care îi trăinuim, aici îi pregătim pentru F-16. Îi rog pe colegi să schimbăm și burtierele, concediile medicale sigur nu sunt cu soldații. Stelian Negrea, de ce eșuează statul român în a explica cetățenilor românilor de fapt cu ce contribuim acolo? Ca să închidem o dată și subiectul ăsta, suntem stat NATO, celelalte state spun, nu la virgulă, sunt informații confidențiale, n-a spus nimeni, interiorul Alianței, interiorul Uniunii, dar noi suntem singurii care avem secret de stat din povestea asta. Dar nu știu de ce a ales. Statul român a ales o modalitate de a comunica diferită față de altora din zonă. E adevărat că la un moment dat, de exemplu, polonezii erau extrem de exuberanți și extrem de vocali în a îngroșa fiecare ajutor pe care transmitea Ucraina acum vreo jumătate de an, un an de zile, dar s-au mai domolit și ei. Nu aș putea să vă zic, probabil înclin să cred că comunicarea la nivelul ăsta se subscrie modului în care comunică președintele și atunci domnia sa fiind un tip care comunică mai greoi, mai ardelenește, ca să spunem așa, probabil că această comunicare se subscrie acestei modalități.
În rest, nu știu să zic, adică nu știu nici sursa de la ucraineni. Este o asociație care se ocupă inclusiv cu aceste ajutoare care vin și are legătură și comunitatea de români. Dar nu e prima dată când noi aflăm diverse lucruri de la ucrainieni în legătură cu sprijinul pe care îl dăm. Pe de altă parte, suntem unul dintre statele pe care la un moment dat Ucraina a uitat să-l menționeze, să mulțumească că am ajutat. Deci e greu de spus dacă avem sau nu avem, în ce măsură avem o contribuție militară concretă. Asta cu pregătirea soldaților pe avioanele F-16, piloților, o știm clar că se întâmplă aici la noi. Da, acum una peste alta, e bine că există acest sprijin, că e recunoscut acum, că e recunoscut mai încolo, că e făcut din rațiuni de stat pentru a nu atrage mânia Moscovei între ghilimele, fiecare decide în sensul ăsta. După cum am văzut, mânia și neobrăzarea Moscovei nu o poți opri în niciun fel, adică de la nivelul oficialilor ruși, fie că e ambasadorul lor la București, fie vorba că e vorba de altcineva din Ministerul de Externe, există o neobrăzare, o agresivitate și o minciună constantă la adresa României. E bine, ei nu recunosc nici acum agresiunea la 2 ani de zile împotriva Ucrainei. Deci corect. Este o politică de stat în a minți la nivelul Rusiei. Ce e important este că oferim acest sprijin ucrainenilor și că suntem un vecin pe care ei se pot bizui, chiar dacă n-am avut cele mai calde relații în trecut. Trecem peste asta pentru că ucrainenii luptă în Ucraina împotriva agresiunii rusești și pentru noi. Asta și e cel mai pentru noi și pentru toate statele din regiune. Bun, Stelia Negrea, mai stai cu noi pentru că vreau să ne uităm un pic la subiectul acesta legat de vămile României. Pentru că azi dimineață de vreme am văzut că erau descinderi în vămi, inclusiv angajații ai CNAIR-ului au fost săltați direct cu mascații, vorbind de peste aproape 50, ca să facem o cifră rotundă, care au fost luați pe sus de mascații pentru șpăgi. Circuitul șpăgilor, cel puțin pe zona asta vămilor, fluctua între 600 de euro până la 12.000 de euro pentru a intra în țară produse contrafăcute. Acum mă uitam la șeful vămilor într-un articol pe care l-ați documentat chiar voi la Newsweek, Stelian. Șeful vămilor de la București are 4 case, are niște terenuri și el săracu are câteva mii de lei salariu. Și te întrebi cum o fi posibil una ca asta, dar de câteva luni vedem descinderile astea în vămi. Există vreo speranță că reglăm acolo lucrurile, Stelian? Există întotdeauna o luptă continuă, ca să spunem așa. Adică nicio luptă nu este câștigată permanent și nicio înfrângere nu te pune în genunchi. Aduți aminte că despre vămi vorbeam și acum 10-15 ani, când elicoptere ale poliției îi luau pe ea, cum de elicoptere de la mari, rusești, erau niște Miuri 17, îi luau pe ea de pe vama de vest, îi luau și aduceau la București. Ulterior, justiția i-a achitat pe o bună parte dintre ei. Ăsta este unul dintre cancerele administrației publice autohtone. Tranzacționarea ca la Iarmaroc a funcțiilor publice, cumpărarea lor, fie în sistem ierarhic piramidal de la conducerile vămilor, fie de la partide, pentru ca ulterior să fie transformate, să fie privatizate aceste funcții publice și să fie extrase rente personale, cum se pare că făceau domnii ăștia peste care s-a dus DNA-ul astăzi, adică luau între 600 de euro și 12.000 de euro. Îți dai seama că piața, piețele astea de la obor sau din altă parte, Dragonul Roșu, fie chiar supermarketurile pot fi pline de produse contrafăcute pentru că acești oameni din vamă au ales să nu-și facă datoria și să vămuiască în interes propriu și personal funcția respectivă. Da, erau tot așa niște percheziții acum câteva săptămâni și ni se spunea, apropo de vămuiala asta, era la mașină, făceau ăștia mașină care intra mică, mare, tir și așa mai departe. Deci, practic, domnule Cosma, noi în realitate nu avem control pe ce se întâmplă cu mărfurile care intră, ies, apropo și de ce vorbeam ora trecută și de importuri. Eu să știți că mă bucur când văd astfel de știri și îmi confirmă ce spuneam într-o emisiune la dumneavoastră când m-ați contrazis, dar sigur că asta nu e o problemă și e foarte bine că m-ați contrazis când spuneam
că avem instituții de control care trebuie să-și facă treaba. Și dacă nu-și fac treaba, și mă refeream atunci la VAMA... Mă refeream atunci la autoritatea VAMALĂ, la ANAF și așa mai departe, uitați că există și alții care își fac treaba. Eu nu pot decât să laud acțiunea. Bun, dar în afară de asta... problema dispare, pentru că aceste descinderi, vorba lui Stelian, se întâmplau și acum 10 ani, și acum 5 ani, și acum o lună, se întâmplă și astăzi. Și peste 3 ani s-ar putea să arătăm din nou aceste descinderi. Faptul că este la niște puncte atât de importante de frontieră, cum este Nădlacu sau porți de intrare... Acolo. Sau înseamnă că nu s-au fi terminat ce s-a întâmplat acolo. De 10 ani să fie o altă rundă. Nu vorbeam de 10 ani, eu vorbeam de acțiunile recente a DNA-ului și a procurorilor. Și acum 10 ani, și acum 3 luni, și acum 5 ani. Se întâmplă continuu. Chiar nu știu ce a fost acum 10 ani, dar știu ce a fost în ultima perioadă, cel puțin anul trecut și anul acesta, când am văzut acțiunile ale DNA-ului și ale DGA-ului, care chiar au intrat în această poveste legată de vamă și eu am spus-o de foarte multe ori. Cea mai mare evaziune se face acolo. Că ne place, că nu ne place. În sfârșit mă bucur. Dar știți că pe aia pe care îi ridicaseră pe zona Olteniei acum câteva săptămâni, i-au întors înapoi la serviciu. Nu știu ce li s-a dat în sensul de, cum să spun, are dreptul să profeseze, n-are dreptul, este cercetat, este în dosar, a fost reținut. Nu știu dacă au fost rețineri. Nu mai avea loc arestul de la Calafat, se umplusere atât de mulți vameși, și chiar nu mi-ți aminte că a fost o chestiune epică acum câteva săptămâni, o lună, nu știu. Era un arestul de la Calafat, atât de mulți duseseră încât n-aveau loc în arestul de la Calafat cu ei. Și acum i-au trimis înapoi. Simona. Da, e posibil ca o parte să fost arestați. Uite, un argument pentru care prefectul, nu, Iulian Dumitrescu, se luptă să vină înapoi la CJ. Atenție, cam așa văd că funcționează lucrurile. Control judiciar sau orice altă măsură nu funcționează în unele situații. Dacă spui cuvântul Vameș, cred că te întorci deja la istorie și știi că, de fapt, își iau o vamă pentru el însuși. În momentul ăsta, nu toți, dar numai de 30 de ani, asta vedem, că nu se mai îndreaptă lucrurile acolo. Întreb, nu există într-adevăr sisteme pe care le putem copia, sisteme de digitalizare, sisteme deci de control, care să îi descurajeze, da? Pe cel care este acolo angajat, are acest contact cu persoanele care trec vama și oare chiar nu s-au inventat sau la noi în țară nu pot fi puse în operă astfel de sisteme încât într-adevăr mita să poată să fie diminuată? Eu nu cred, Ioana Constantin, că lucrul ăsta nu se poate. Ci doar că șefii au permis acest lucru, au permis aceste grupuri infracționale de-a lungul anilor, trec sume foarte importante, ele se văd în bunuri, în valorile pe care aceste persoane le acumulează, știm detalii că atunci ca să intre într-o funcție din asta dau o mită foarte mare, da? Pentru că știu că își recuperează repede banii și toate lucrurile astea se întâmplă de zeci de ani. Ce se întâmplă, de ce nu putem să depășim acest moment? Doar pentru că există, până la cel mai înalt, funcțiile numite politic, de conducere, acest mod de gândire. Este bine să circule mita. Alt mod de a descuraja. Dar nu se poate să nu ai soluții. E o problemă la vamă. Întotdeauna. Dar nu o rezolvăm pentru că... Pentru că circulă banul. Pentru că circulă banul mai sus de vamă. Despre asta e vorba, că vămuiala se face mai sus de vame și ăla de acolo. El împarte cu șefii lui, șefii lui împart cu șefii și așa mai departe. Asta este problema. Și oricum, ăștia nu pleacă din sistem niciodată. Nu se rezolvă, Domnica. Deci, ăia care l-au lăsat pe Chereche să iasă din țară, s-au fost trimiși în alte județe. N-au ieșit din sistem. Pentru că vine domnul Predoiu și spune... Domne, nu pot să-i dau afară, e complicat. Păi cine să schimbe, domne, legea? Apropo de asta cu domnul Predoiu, a avut niște declarații despre droguri, despre clanuri. Știți că a fost crima asta de la Dâmbovița și aflăm că domnul care a fost omorât cu macetele de interlopii ăștia din clanul Fabian, care, mă rog, în general, clanurile astea, nu știu cum se face, că toți care comit diverse orori ajung în control judiciar și aflăm despre ei doar când se întâmplă răfuială din asta între ei, pentru că noi niciodată nu ne apucăm să-i destructurăm aceste clanuri, da? Pe ce fac ei ca activități infracționale, adică cămătărie, trafic de persoane, prostituție, trafic de arme, trafic de droguri și ce o mai fi acolo, noi nu cu asta ne ocupăm. Noi aflăm de ei că s-au bătut cu macetele. Numai că domnul ăsta care a fost omorât la Padina, la pensiune acolo, se pare că e vărul Ghenosu. Deci vorbim de mai multe clanuri implicate, era mai mult decât o simplă petrecere aparent la care participau niște vedete. Însă, Stelian Negrea, spune domnul Predoiu că o să dureze foarte mulți ani lupta asta cu drogurile, cu traficanții, cu interlopii, cu clanurile. Întrebarea mea este,
când e limpede că avem, practic, în momentul de față, o problemă foarte mare cu rețelele de crimă organizată și aici le-aș împărți, odată sunt clanurile astea și altele sunt rețelele celelalte, mult mai sofisticate de crimă organizată. De ce nu vorbim despre asta în CSAT? De ce nu vedem o intrare în forță efectivă a instituțiilor? Sau nu mai avem, adică statul a fost pulverizat de clanuri? Da, bine, clanurile au pulverizat și au penetrat în mai multe zone statul român. Spuneai mai devreme că li s-a dat control judiciar, nu? Păi una dintre zone... În alte cazuri, nu aici. Nu aici, în alte cazuri, am spus. Aveau control... În alte cazuri, dar există oarecare blândețe, oarecare lacrimă care curge pe obrazul judecătorului când ajunge săracul membru al clanului în instanță. O zonă unde, din nefericire, s-a ajuns ca aceste clanuri să aibă o influență sau să... Nu neapărat influență prin plata unei mite, că nu am dovezi în sensul ăsta, dar altfel nu-mi explic câteodată. Dar influență în sensul că reușesc să înduioșeze judecătorul, este chiar justiția, fie prin intermediul unui avocat extrem de scump, fie prin intermediul unor rețele care s-au reactivat și care pornesc de la nivel de secție de poliție și care merge mai departe la procuror și după aia prin intermediul avocaților ajunge la judecător și asta e o zonă de penetrare, dar eu am scris de curând în Newsweek cum că aceste clanuri sau o parte dintre ele încearcă să penetreze la vedere în politică, da? Mulți dintre ei s-au acuat pe lângă cei de la AU, de exemplu la sectorul 1. E acolo un clan care construiește extrem de în vervă în sectorul 1 și în altele și care scoate capul la suprafață Onoriu sau cine? Onoriu, da. Până acum clanurile astea stăteau undeva ascunse și erau mulțumite cu influența pe care o dobândeau doar prin finanțări obscure la adresa partidelor. Acum văd că mulți dintre ei vor să fie la vedere, vor să scoată capul. Asta e o altă zonă de politică unde reușesc să penetreze. Mai e o zonă importantă și în mass media, pentru că vedem toate sau o parte importantă a acestor reprezentanți ai clanurilor, ba o poveste de dragoste după care ți se rupe inima și le vezi la diverse emisiuni sau în gazetele de cancan, ba, nu știu, sunt tot felul de situații de viață în care domniile lor apar și după 2-3 zile vezi că mai hăcuiesc pe unul cu maceta, înțelegi? Deci e așa o situație cum să spun, ambivalentă pe care o au oamenii ăștia și dacă au penetrat în diferite părți statul român... Sperian Negrea, am o informație mare, mare de breaking news. Te rog. Tribunalul București a admis în principiu o cerere de revizuire a sentinței definitive de condamnare din dosarul Dan Voiculescu. Dacă va fi admisă pe fond, condamnarea sa poate fi anulată, iar Dan Voiculescu poate cere despăgubiri pentru pușcărie și poate să primească înapoi banii care i-au fost confiscați. Vorbim despre judecătorul Toma de la Tribunalul București, care a admis în principiu această cerere a verdictului final, formulată de fostul șef Avas, Jean Cătălin Sandu. Cum interpretăm decizia asta? Vreau câte o opinie scurtă de la invitație. Simona Spătaru, ești și avocat la bază. După cât? După 10 ani de zile? Să aflăm că este posibilă o astfel de soluție. Cred că am depășit perioada aceea foarte scurtă în care justiția a reușit să expună o față curată a modului în care totuși se mai găsește dreptatea, se mai poate face dreptatea. Bag seama că după ce legile justiției au fost trecute în forma care au trecut în Parlament, în care decizia politică de numire este până la nivelul unui procuror de direcție, deci nu șef de DNA, nu șef de DICOT, până la departamente, iată, vedem și rezultatele. Știm foarte bine cazul Ciucă, cum a ajuns să putem să vedem un simplu plagiat. Nu mai am timp. 22 mai iată, este data la care se poate admite pe fond cererea de revizuire. Procesul se reia, hotărârea cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declarația unui martor, opinia unui expert sau situații învederate de un interpret care a săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă, influențând soluția pronunțată, domnule Cosma. Ce justiție asta la 10 ani distanță? Tocmai asta vreau să spun că nu e o chestiune definitivă, atât că știu eu procedural, nu sunt jurist la bază, dar atât când m-am lovit,
Da, e de urmări, nu știu nici exact discuția legată de proces. Da, în pușcărie, domnul Voiculescu, cum nu știi, dar este negrea că tu știi. Ia, bă, hai să vedem, deci cum se poate, nu mai am mult timp, din păcate acum a venit informația, dar cum se poate acum mai dăm și banii confiscați, ne cerești despăgubiri pentru pușcărie? Da, dacă justiția nu și-a făcut treaba la momentul respectiv, ne putem afla într-o situație ridicolă de acest fel. Și să vedem cum un act de justiție pornit împotriva unui mogul media, unui fost lucrător de la securitatea lui Ceaușescu, să se întoarcă așa la 180 de grade și să vedem pe Voiculescu, care n-a făcut pușcărie cât ar fi trebuit, nu și-a plătit prejudiciu, statul nu a recuperat de la el și nu a valorificat mai mult de 10 ani, cât acum și la clădirile alea de la Trustul Intact, că și acum stau în paragină și statul nu le-a valorificat. Să vedem acum că noi suntem cei care suntem nevoiți să-i plătim despăgubirul Voiculescu. Da. E trist, dar asta e o decizie... Urmărim subiectul. Sper că mai apar informații în zilele următoare. Mulțumesc, Simona Spătaru, Felix Cosma, Stelian Negrea. Scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem. Este informația momentului din justiție. A fost admisă o cerere de revizuire a sentinței definitive de condamnare din dosarul lui Dan Voiculescu. A fost admisă această cerere de către Tribunalul București. Dacă va fi admisă și pe fond, condamnarea ar putea fi anulată, iar Voiculescu ar putea să ceară despăgubiri pentru pușcăria făcută și mai ales banii confiscați, foarte puțin de altfel, să îi fie dați înapoi. Vorbim despre judecătorul Sterică Toma de la Tribunalul București, care a admis în principiu această cerere formulată de unul dintre inculpații. Vorbim de fostul șef AVAS, Jean Cătălin Sandu, și urmează pe 22 mai anul acesta, așadar, să aflăm dacă se va admite și pe fond această cerere de revizuire a verdictului definitiv din dosarul lui Dan Voiculescu. Și în acest caz, spuneam, sentința de condamnare va fi anulată, iar procesul se va relua. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem cu informații legate de dronele Rusiei pe care militarii noștri nu pot să le doboare pentru că nu există legislație în sensul ăsta. Militarii români nu doboară dronele care intră în spațiul nostru aerian pentru că nu avem legislația necesară. Este declarația șefului statului major al armatei. E vorba despre faptul că suntem pe timp de pace, nu suntem în stare de război. Alături de noi Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Bună seara, Tudor, mulțumesc că ești aici. Bună seara, Ana, mulțumesc pentru invitație. E interesant, sigur, nu e legislație, nu suntem nici în stare de asediu, nici în stare de război. Cu toate astea există riscuri în ceea ce privește aceste drone, mai ales văzând atacurile de la gurile Dunării. Și am văzut chiar weekendul care a trecut atacurile foarte aproape de Tulcea ale rușilor în porturile ucrainene. Și atunci nu le putem doborâ, dar într-un fel sau altul trebuie să ne apărăm. Aici sunt două chestiuni, cea pe care am mai discutat-o cu privire la modul dificil în care interceptezi aceste drone și o chestiune ce ține de cadrul legislativ al modului în care ele sunt angajate, aceste UAV-uri. Din punct de vedere al declarațiilor pe care le-a făcut șeful statului major, eu nu am nicio urmă de îndoială că generalul Vlad e un profesionist și cunoaște foarte bine situația de la nivelul armatei și în acel interviu și-a ales bine cuvintele. Pe de altă parte, erau, dacă nu mă înșel, undeva în 2021, la finalul anului 2021, a existat un cadru legislativ. Atunci, în Camera Deputaților, a existat o lege în care, sau un amendament de lege, prin care se preciza tocmai acest lucru. A fost înaintat către președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Camera Deputaților a fost decizional și acolo se preciza că se poate face uz de armă pentru doborârea dronelor, atunci în cazul unui act ostil. Atunci se făcea referire la survolarea bazelor militare. Nu se vorbea de drone de atac, ci doar drone civile care Da. Exact. Bun, și atunci, tot întrebarea pe care o pun de fiecare dată când discutăm subiectul, e asta legată de modul în care putem să îi facem pe românii care sunt acolo la graniță să se simte totuși în siguranță, pentru că vedem toate aceste atacuri, s-ar putea modifica în vreun fel legislația, nu știu cum e în restul statelor NATO, mă gândesc, ar trebui să mergem pe același tipar.
În mod ce România nu va dobori vreo dronă în contextul în care nu are autorizație sau nu ia legătura și cu aliații NATO, mai ales o dronă rusească în contextul războiului din Ucraina. Pe de altă parte, mi-e greu să cred că, chiar dacă legislația are diferite lacune, vom aștepta sau ne vom ieși de la metrou și vom vedea cum survolează drone capitala, drone cu explozibil, doar pentru că nu pot fi doborâte. Nu cred nici acest lucru. Deci, cred că se lucrează la un răspuns coordonat împreună cu Alianța Nord-Atlantică, pe lângă alte măsuri care se iau cu privire la securizarea graniței. Dar, vedeți, aceste drone sunt extrem de păcătoase și există posibilitatea să cadă diferite componente pe teritoriul României. Situații mult mai grave ar fi în cazul în care ar exista rachete balistice, de exemplu, sau diferite rachete cu care Federația Rusă a mai atacat Ucraina, nu în zona noastră, dar amintiți-vă ce s-a întâmplat în Polonia, de exemplu, unde chiar au murit doi fermieri. Așa. Deci, Doamne ferește de asemenea incidente. Da, o să vedem, pentru că văd că e foarte activ șeful armatei, generalul Vlad. Poate o să vină și cu alte propuneri în sensul ăsta. Mulțumesc, Tudor Curtifan, redactor șef Defense România, a fost alături de noi. Și cu această știre încheiem și noi politica zilei astăzi. De la fix însă începe Bună România. Vă așteaptă imediat colegii mei Radu și Răzvan. Să aveți o seară liniștită, aveți grijă de voi.